Cătălin Predoiu îi cere public premierului Victor Ponta să găsească soluții pentru implementarea unui program de ajustare a cheltuielilor din sistemul public, afirmând că acest proiect este obligația guvernului. De asemenea, acesta și-a exprimat nemulțumirea față de felul în care a fost gestionată situația companiilor cu capital de stat, fiind lăsate de izbeliște sau înglodate în datorii. Am mai vorbit ceva în ședință și îi cer public domnului Ponta și domnului Teodorovici, cât mai stau pe acolo, să înceapă rapid să elaboreze un program de ajustare a cheltuielilor publice în sistemul public, în administrație. Dânșii au spus că pot face aplicabil codul fiscal ajustând cheltuielile. Vrem să vedem și noi acest program, este obligația guvernului, nu e a opoziției, dânșii au aparatul, dânșii au informațiile, dânșii au cifrele, dânșii au decizia, stiloul cu care semnează. Să vină rapid cu acest program de ajustare a cheltuielilor, pentru că noi vrem codul fiscal. Dar nu vrem să fie doar în monitor oficial, vrem să fie și aplicat, fără să producă găuri în buget. De asemenea, îi cer public domnului Ponta rapid să prezinte un plan de reformă, de restructurare, de privatizare, de listare la bursă a companiilor cu capital de stat. A făcut praf companiile cu capital de stat, le-a lăsat căpușate, le-a lăsat înglodate în datorii, sunt probleme sociale nerezolvate și acolo este o gaură neagră a economiei naționale.